mă, cine e ăsta? Bă, vezi că e o idee chiar bună. Bă, ce creativă e Ana, eu n-am văzut așa ceva. Bă, vorbește singură Ana, ce are, bă? Te-ai uitat sau nu te-ai uitat? Nu te-ai uitat, nu? Ce face, bă, Ana? Trage, dă-i! Bine, Doamne, îl mănânci pe ăla? Mai mănânci peștele ăla? Astăzi, eu alături de prietena mea, Ana Banana, am făcut un concurs de construit un magazin de 1 leu versus 1000 de lei versus 1 milion de lei. Stați până la final și scrieți în comentarii cine a făcut cel mai mișto la fiecare categorie și ce challenge-uri de genul să mai facem pe viitor. Dați un like și un subscribe dacă vreți mai multe clipuri de tipul acesta și un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum pe ecran. Și desigur, nu uitați că cel mai șmecher mărci îl găsiți pe lucaluc.ro pe primul link în descriere. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută. Fraților, sunt aici alături de prietena mea bună, Ana Banana, titirezul polițist. Nu știu ce e Ana astăzi, dar suntem aici pe harta aceasta, unde vom face un challenge foarte, foarte interesant. Știu că am mai făcut în trecut, Ana, și tuturor le-a plăcut foarte mult seria cu 1 leu versus 1000 de lei versus 1 milion de lei. Mă rog, am făcut noi cu lei, cu dolari și așa mai departe. Iar astăzi ne-am întors cu o nouă provocare de 1 leu versus 1000 versus 1 milion. Vom face magazin, Ana, de 1 leu, de 1000 și de 1 milion, cred că am zis de 100 de mii de ori sumele astea. Dar da, o să facem un magazin, Ana, și da, o să fie destul de greu cu un singur leu să faci un magazin, dar o să faci unul foarte, foarte gen din ăla de colț de stradă care vai de capul lui și cade pe tine. Știm cu toții magazinele alea, și până la un magazin de lux foarte scump, cu chestii scumpe și așa mai departe. Cam ăsta este challenge-ul. Pentru fiecare o să avem la 1 leu 5 minute de construit, după aia la 1000 de lei 10 minute și la 1 milion o să avem 15 minute de construit magazine. Bă, cum vrei tu, poți să faci magazin de haine sau de mâncare sau de orice vrei tu. Mă rog, nu de mâncare, că la e restaurant. Poți să faci gen magazin din ăla, știi ce zic, chioșcuri, habar nu am, știi tu ce să faci. Deci fii atentă, Ana, o să ai doar 5 minute pentru prima provocare. Mare magazin ce fac? Bă, la 1 leu dacă faci mare magazin, nu știu ce să zic, dar da, o să dăm note și după ce faci magazinele și trebuie să dați și voi, fraților, note acolo în comentarii. Eu sunt puțin răcit și nu prea am voce, dar o să dau tot cea mai bun. Ana, pregătește-te să faci magazinul de 1 leu pentru că imediat începem. O să avem 5 minute. Haideți să vedem ce iese. Ok, Ana, oficial avem 5 minute la dispoziție. Să știi că eu am spart puțin Luca, scuze. Bă, a furat startul, nu pot să cred. Deci uitați-vă și voi. Ok, deci o să încerc să fac eu aici un magazin la 1 leu. Ce poți să cumperi în primul rând la un magazin la 1 leu? Adică nici măcar nu știu, trebuie să aibă doar strictul necesar, nu știu, chestii din astea foarte basic, nici măcar nu știu. Dar o să vedem, am ceva în cap, dar acum nu promit nimic că o să iasă bine sau o să iasă rău. Uite, asta voiam să-l iau de fapt, bun. Da, cred că de fapt trebuie să iasă rău, nu? Mă, vezi că stai așa, că mi-a venit o idee destul de bună, sincer. Vezi că arată destul de bine chestia asta pe care o fac eu aici și vine așa, mamă, deci nu știu cine ar cumpăra de la magazinul ăsta. Fraților, să-mi scrieți în comentarii dacă ați cumpărat de la un magazin care arată așa. Bă, eu nu cred că aș avea încredere, mai ales să-mi iau ceva de mâncare, cred că mai bine aș muri de foame decât să mănânc de la ceva de genul ăsta. Dar zic că am început. Mamă, hai că l-am făcut, ești nebun. Mă, ce se întâmplă? Stai așa că eu nu mai știu să nivelez asta. Mă, aici are. Mă, ce am făcut? Ah, stai mă așa. Doamne, eu nu știam ce fac. Ok, sunt nebun la cap. Ok, fraților, mai sunt 3 minute la dispoziție și eu zic că m-am mișcat destul de bine, sincer, cu ce am făcut aici. Adică arată destul de la 1 leu, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Mi-au mai venit mie niște idei să mai facem aici niște chestii. Uite, să facem, uite, nu așa, așa. Niște d-astea așa, bă, sincer, aici chiar nu cred că ai venit. Timp? Păi timpul mai e, abia l-am spus, Ana, dacă nu ești atentă. 3 minute mai avem, bine, mai puțin de 3 minute acum, dar 2 minute 40, ceva de genul. Eu o să fac ceva chiar respectabil. Nu știu cine cumpără de aici, dar fraților, dacă vedeți magazinul ăsta, nu prea îl recomand. Nu prea recomand să mâncați de aici sau să consumați orice de aici, dar da, cred că au prețuri bune măcar, știi ceva? Adică dacă nu-ți permiți, poți să vii la magazinul ăsta, dar da, vii pe riscul tău, atâta vreau să zic. Bă, deci l-am pus și eu pe nenea asta la magazin și a luat foc, ești nebun, Doamne, bine că i-a trecut, gata. Gata, l-am rezolvat. Bun, deci Ana, mai avem 1 minut la dispoziție, atâta vreau să spun, 1 minut la dispoziție. 30 de secunde mai avem, Ana, 30 de secunde. Ok. Bă, e decent. Eu am făcut tot ce se putea, mai mult de atâta, nu știu, baftă cu magazinul, nu știu cu vânzările, cu astea cum se descurcă, dar mai sunt 18 secunde.
și s-a terminat. Ești nebun, s-a terminat. Uite și mai punem, putem să mai punem aici niște chestii și s-a terminat. Gata, stop. Nimeni nu mai are voie să mai facă nimic. Am dat clear, i-am dat clear Anei. Gata, s-a terminat magazinul de un leu. Ana, ce părere ai? Ce ai făcut? Ia spune. Ai făcut ceva mișto sau n-ai făcut? Bun, vreau să văd ce ai făcut tu. O să-mi dau TP la tine și după aceea o să vii și tu să vezi magazinul meu de un leu. 3, 2, 1, nici nu mi-a mai dat TP. Am venit direct aici. Ia. Bă, ești nebun? Ce-a făcut, mă? A făcut stradă. Bă, dar tu știi că m-am fix aceeași idee prima oară. M-am gândit și eu să fac tot acea stradă și magazin. Am zis, bă, în 5 minute mai bine fac alte chestii. Pă bune, chiar m-am gândit, dar nu, n-am făcut gen. Dar mi-a venit în cap și mie chestia asta. Deci, ăsta este magazinul Anei la un leu. Deci avem așa, avem o doză de cola, o doză de Sprite și chipsuri, atâta poți să cumpere aici. Bă, dar ce e aici? Au bucătărie, nici nu știu ce au aici. Ok, și aici ai și unde să mănânci. Îți mai face ouă? A, îți face și ouă. Bă, e frumos, dar mie mi se pare că se încadrează parcă mai mult la 1000 de lei, nu știu. Ori, deci fiți atenți, fraților, ori am exagerat eu, ori a exagerat Ana. Deci ori a făcut Ana prea frumos, ori a făcut eu prea urât. O să vezi de ce zic Ana că mie mi se pare că am scump magazinul tău, pentru că când o să-l vezi pe al meu, cred că o să te sperii, sincer, că la mine chiar e magazin la un leu. Dar e tarabă. Bă, da, eu tarabă, nu zic, arată drăguț. Dar, nu știu, eu l-am făcut mai ieftin de atâta. Acum nu știu că am greșit eu challenge-ul sau Ana. Ne spuneți în comentarii. O să dau un 7.50, părerea mea. E frumos, merită mai mult de 7.50. Dar dau 7.50 pentru că mi se pare că nu se încadrează în buget. Și am zis că nu trebuie să fie neapărat de un leu. Dar parcă, nu știu ce să zic, parcă e cam frumos. Parcă e cam frumos pentru un leu. Ia vină cu aceea la să-ți arăt eu ce înseamnă magazin la un leu. Apropo, e update de Halloween și am chestia asta pe cap, nu știu ce. Ia vină Ana, vină cu aceea. Deci vii aici și te avertizează. Bă, nu te duce că e nebunie aici, uite-te și tu. Bă, nu te duce. Nu mai semne din astea, vezi? Nu mai merg, nu mă zică semnele, spun așa gen. Bă, nu intra aici. Și vii aici și l-ai pe gigelul ăsta care îți vinde boli, nu știu ce îți vinde aici. Și plătești aici. Și asta e tot magazinul, vezi? Eu la asta m-am gândit când am făcut. Așa arată magazinele alea de cartier. Vii aici și cam așa arată. Ce părere ai, Ana, de magazinul meu? E dărâmat, e vai de capul lui, clasic. Bă, da, eu la asta m-am gândit la magazin la un leu. Oricum, fraților, v-am zis, voi ne spuneți în comentarii cine a făcut mai mișto la fiecare probă. Pune, Ana, o notă pentru magazinul meu de un leu și să trecem mai departe la 1000 de lei magazinul. Și abia acolo o să mai fac și eu ceva, o să mai miște un pic. Nota 8, 8 minus 2. Mă, ce calcule matematice face Ana acolo? Deci calculați voi nota, că n-am înțeles. Cred că, aba, nu, 9, cred că tot nota 8 vine, că nu? 8 minus 2, 6 cu 11, 17 cu 9, ok, am înțeles. Hai, gata, Ana, lasă-ne cu notele tale, cu calculele tale. Deci asta a fost primul meu magazin. Bă, sincer, am vrut să-i pun și ușă, da, mă, uita, voiam să-i pun, uite, vină cu aceea la... voiam să-i pun ușa asta, sincer, dar am uitat de ea să o pun, uite, deci știu cum arăta așa dărâmată. Am zis că se potrivea, dar am uitat de ea, mă rog. Hai, du-te la locul tău și hai să facem următorul magazin care este de 1000 de lei. Oficial avem 10 minute începând de acum să facem un magazin de 1000 de lei. Dar știți care e faza, fraților? Noi acum nu avem cum să facem un magazin pe bune care să valoreze 1000 de lei, că n-ai cum să ai un magazin cu 1000 de lei. Dar ideea challenge-ului e că o să facem un magazin normal de ieftin, adică nici super ieftin, nici super super scump. Știi ce zic? Adică cam asta este ideea. Să nu vă așteptați acum să, bă, stai așa că numai peretele la magazin costă 1000 de lei, știi că? Na, cam asta e ideea, că, bă, e ideea challenge-ului, nu neapărat că facem fix de valoarea aia, pentru că în cazul ăsta, cu tematica magazin, bă, chiar nu prea e cum să faci, trebuie să punem alte sume și, bă, am zis să le păstrăm așa și pur și simplu ne adaptăm noi cum putem. Și la mine e tare rău, mama, Ana, hai că ne batem acum. Bă, Ana, să știi că mai avem 7 minute și eu am reușit să fac ceva până acum, nu știu dacă o să mă încadrez, că și mie mi-e frică, stai liniștită, că și mie mi-e puțin frică că nu mă încadrez, dar să sperăm că o să fie ok, nu știu. Mamă, eu fac mai mult gen, mamă, nu prea e bine ce fac eu aici, dar eu fac mai mult pe din afară decât pe dinăuntru magazinul. Nu știu dacă e ok ce fac și eu. Ok, Ana, ok. Deci măcar nu sunt singurul. Da, ceva de genul ăsta și după aia, uite, mai punem așa. Bă, Ana, gata că mai avem 5 minute jumate, eu nu mai fac niciun exterior, mă apuc de magazin că e jale rău de tot magazinul meu, aproape nu există gen și mai sunt 5 minute. Adică bine, am făcut eu ceva aici, dar mamă, tot o să stau 100.000 de ani să-l fac. Vă leu, ok. Bun, ura
dați-mi baftă, fraților, că va trebui să mă cam grăbesc, sincer. Mamă, dar vreau să fac și puțin așa, să se vadă frumos, bă. Mamă, eu vreau să mai și decorez pe aici, vreau să fac și magazinul, nu mai am timp să mai fac nimic. Ok, fraților, deci doar să vă faceți o idee, cred că am stat numai la podea vreo 2 minute, pe bune, gen, nu știu că nu m-am uitat exact la timer, dar mi se pare că am stat super mult, sigur am stat măcar, nu știu, un minut, jumate, două, doar să fac podeaua să nu stea magazinul pe pământ, efectiv să fie pe jos pământ. Doamne ferește, și mai avem 3 minute la dispoziție, Ana, ok, deci eu mai am doar 3 minute să fac magazinul și magazinul meu e complet gol, bă, da, știi ce înseamnă gol? Bă, e gol efectiv, adică fără niciun mișto. Ok, bun, mamă, dar n-am cum, bă, să-i fac și... Cum îi mai fac eu și de ăsta, ești nebun? Bă, cred că e oribil dacă stau și cu acoperișul. Mamă, de ce am făcut așa mare magazinul ăsta? Eu nu înțeleg, doamne. Deci chiar m-am lăcomit cu cât de mare e și acum s-ar putea să cam sufăr, sincer. Ok, fraților, update, am mai adăugat 5 minute pentru că și Ana a fost de acord că, bă, nu mai avea timp să mai facă, nici eu n-am apucat, sincer, să termin. Nu știu, ne-am apucat amândoi să facem chestii prea așa și am zis că, bă, știi ceva, decât să le facem urâte și așa, hai totuși să mai adăugăm niște timp în plus și să facem ca lumea. Și așa s-a decis. Uite aici frumos. Acum nu mai adăugăm mai mult, că totuși e destul de mult, părerea mea. Ia fiți atenți, fraților, ce am făcut aici. Da, mă, da. Șmecher așa, n-ai ce spune. Șmecher rău, rău de tot. Bă, deci bine că am adăugat minutele astea în plus, că sincer chiar mofticam că nu apucam să fac tot ce vreau. Și uite că chiar iese ceva. Dacă și apuc să fac chiar tot, deci chiar sunt șmecher, n-ai ce zice dacă apuc să fac chiar tot. Acum, punem, ok, toate chestiile astea, dă-le încoace. Ia să vedem și aici pe jos, așa, uite, facem ceva de genul ăsta. Mă rog, ați înțeles voi ce e asta aici. O secundă, mai adaug 10 secunde să gata. Bine, gata, nu mai pun, gata. Clear, îți dau și ție, ți-ai dat și tu, gata, n-am mai pus. Deci chiar n-am trișat, deși mai puteam să mai trișez puțin, dar gata, am terminat. Ok, vrei să vii tu prima oară la mine? Doar așa, pentru că am venit eu ultima oară. Vrei să vii tu acum să vezi cum vrei tu? Hai, vino tu de data asta, vino tu de data asta. Uite, o să-ți dau TP chiar acum. Bine ai venit la magazinul meu de 1000 de lei, ok? Mă uit, poți te uiți, da. Ăsta este magazinul meu. Bă, am stat să-l fac mare ca să poată să intre chestii în el. Am vrut să-i fac cu rafturi, cu che... Mă, cine-i ăsta? Ok, gen, nu știu cine e băiatul ăsta, e și el un cumpărător aici, nu știu care e faza. Bă, da, de ce s-a tăția? Da, cred că magazinul meu nu are lumină sau ceva. Ok, o să dăm dificultate peaceful și gata, uite, toate s-au rezolvat, nicio problemă. Deci ăsta este magazinul meu, bă! Gen, ți-am spus, ideea este că l-am făcut gen un magazin normal. Eu la 1 milion am altceva în cap. Acum, dacă tu consideri că e de 1 milion, e treaba ta, dar o să vezi cum o să-l fac la 1 milion. Adică e supermarket. Păi da, adică e un magazin normal, nu? Că vii aici frumos, bam. Păi așa ai gândit și la mine că e de 1000. Păi ăla al tău, păi tu ai văzut ce am făcut eu la 1 leu, bă? Ăsta se dărâmă pe tine, vii aici și toate bolile. Și la tine părea gen foarte ok să te duci. N-ai văzut ce o să fac la 1000? Ia, chiar sunt curios ce ai făcut și tu. Dar ia, zi-mi ce părere ai de marketul meu. 7.23, ok. Când am adăugat timpul, era gol. Gen, eu tot ce am făcut, am făcut în 5 minute înăuntru. Era gol, goluț când am adăugat timpul, efectiv. Dar mulțumesc de notă, fraților. Lăsați în comentarii cine a câștigat, după ce vedeți ce a făcut și Ana. Pentru că, ia să vedem Ana ce a făcut. Pot să mă duc să mă uit? Ana, sunt pregătit, pot să mă uit. Haide, Luca, ia să vedem și... Bă, du-te încolo, uitați-vă și voi, mă. Wow, deci ea și-a făcut asta să-și conecteze totul. Bă, ești nebun, ia ce scrie aici. A, i-a făcut și poza la magazin să vezi. Bă, vezi că e o idee chiar bună. Bă, ce creativă, Iana, eu n-am văzut așa ceva. Vii aici, frumos, mâncare, snack-uri, deserturi. A, ok. Bă, și ți-au plecat ăștia de aici. Deci vreau să spun că m-am bătut cu villagerii aia. Le-am pus barrier din ăla, nu știu dacă știi cu... Uite, fii atentă, Ivana barrier. Cu bariera asta e bloc de la invizibil. Și pui și nu-ți mai iese, gata, îl pui așa. Eu așa i-am pus pe ai mei, dar m-am chinuit cu ei o groază. Bă, chiar îmi place designul la magazin și nu te-ai aruncat să-l faci super mare. Eu l-am făcut mai mare că am vrut să aibă mai multe rafturi și mai multe chestii, dar arată drăguț. Asta e clasic, Ana. Bă, deci Ana face numai cu din astea, zic, cu frunze din astea și cu glass. Bă, atâta face, Ana, ești nebun. Bă, doar atâta face la toate astea. Dar e drăguț, chiar arată foarte drăguț magazinul și îmi place prea mult ideea asta, ești nebun. Și a conectat astea două, a pus aici, bă, poze cu magazinul. N-ai ce spune, bă, frate, chiar e șmecher, e ce trebuie. Bă, din partea mea, eu zic că
merită lejer un 9.62. Un 9.62 este nota mea pentru acest magazin, fraților. Le lăsați în comentarii cine a făcut mai șmecher după părerea voastră. Și haideți, mamă, ce s-a mirat Ana că i-am dat notă mare. Ce vrei, bă, chiar ai făcut mișto. Haideți să trecem la ultima provocare. Magazinul de 1 milion de lei, care cred eu că o să fie cel mai interesant și o să avem și 15 minute. Hai, pregătește-ți blocurile și să începem. Oficial, fraților, a început și ultima probă, un magazin de 1 milion de lei, adică, bă, ce, un magazin foarte scump, Ana, orice magazin scump îți vine ție în cap, dar să fie gen scump rău de tot, adică cel mai scump care îți vine ție în cap, cam ăsta este scopul și încerc, ok, ok, și eu am o idee, dar acum să vedem, că știi cum e cu idei astea, le ai și după aia capul tău arată bine și după aia nu mai arată bine. Ia zi, mă, Ana, așa de curiozitate, ce challenge ți-a plăcut ție cel mai mult din toate challenge-urile? Sau măcar așa un, o categorie de challenge-uri, nu știu, uite, de exemplu, cum facem cu o singură culoare, că l-am făcut de mai multe ori, de exemplu. Sau, nu știu, orice challenge îți vine ție în cap, ți-a plăcut unul așa, în special, e greu, Luca? Păi, nu știu, așa unul care să fi zis, bă, ăsta chiar mi-a plăcut mie, îmi plac multe, dar recent, ia, hai, zi măcar unul așa recent, de curiozitate, chiar sunt curios ce zici. Ăla cu Halloween. Deci ți-a plăcut ăla cu Halloween-ul? Ăla recent, ok. Bă, a fost tare ăla de Halloween, n-am ce spune și mie mi-a plăcut destul de mult. Bă, sigur am mai avut, știi care mai îmi plac mie? Mie îmi plac alea care te trolezi pe tine, gen... Da, în afară de alea, nu știu, gen, nu-mi vine acum în cap. Adică, sigur, dacă stau puțin să mă uit pe canal sau așa, o să găsesc niște... Ah, ok. Deci, ca idee, fraților, Ana din când în când, o să oprim timerul acum, Ana din când în când mai are probleme cu jocul și îi se mai oprește, deci vom reveni după o mică pauză publicitară. S-a reîntors buna noastră prietenă Ana, ce faceți, bine, sănătoși? Hai, Ana, am dat din nou timerul, 13 minute mai avem, deci ai plecat fix după 2 minute, dar uite bine, hai, bă, Ana, lasă vrăjeala și bag de la construiala aici, ce mă bucur, ce mai faci, uite bine, bă, vorbește singură, Ana, ce are, bă, uite bine, construiesc, bă. Săraca Ana, cred că s-a supărat un pic. S-a cam supărat un pic că nu a apucat să termine și a challenge-ul și a dat crash. Și a mai pățit noi așa la filmări, dar din păcate n-avem ce face. Cred că trebuie să-și schimbe calculatorul, Ana. Așa că, Ana, nu știu, fă-și tu bani din YouTube și-ți cumperi un calculator și gen așa funcționează, nu? Cred că nu funcționează chiar așa. Dar, mă rog, îmi place ce fac aici. Lasă, bă, Ana, că e bine și așa. Mai punem noi pauză din când în când dacă îți mai dă crash. Păi să se uite lumea la mine. Păi să se aboneze lumea la Ana Banana. Aveți canalul în descriere, dar am văzut că nu prea mai pus, Ana, nu știu, nu mai are chef să mai posteze, habar nu am. Ia să vedem dacă facem noi. De fapt, stai, mă, că îi fac un design din ăsta așa mai nebun. Un design mai rebel are magazinul meu. Am fost supărată că se lua lumea de mine. Păi l-am spus să nu se mai. Am vrut să fac și clip special, fraților, dar n-am mai făcut. Când a fost perioada aia pe server, ne-am certat noi cu poliția și Ana era în poliție. Bă, lumea chiar îi dădea hate-ani și noi gen doar ne jucam, na, adică nu e niciodată n-a fost vorba de certuri serioase când ne jucam pe server sau așa. Mamă, dar lumea chiar ești nebun, chiar se lua de Ana. Adică fără mișto. Și mai avem 11 minute jumate. Hai că m-am mișcat destul de bine, zic eu. Ana, oficial mai sunt 7 minute jumate și bă, sincer, chiar îmi place ce detalii am făcut pe aici, gen. Chiar am făcut niște chestii destul de șmechere în opinia mea. Și uite-te și tu cum vine așa mișto. Bă. Deci chiar tare ce vreau eu să fac aici, nu știu. Acum poate te gândi la același lucru. Sper să nu te fi gândit la același lucru, sincer, să facem chestii diferite, dar eu m-am gândit la o idee care, bă, chiar sunt mândru că mi-a venit ideea asta, adică chiar consider că o să iasă foarte, foarte șmecher. Băi, fraților, ziceți voi de nu e șmecher cum am făcut aici și acum chestiile din magazin o să vină, uite așa, bă, deci chiar tare, ești nebun. Mamă, dar stai că asta n-am pus-o bine. Asta ar trebui să vină așa dacă vreau să fac ceva, da. Bă, nu e bine, nu merge. Ok, știi ceva, hai că facem, uite, așa și așa și gata. Bă, și să vii așa cu ăsta. Mamă, deci chiar e magazin de 1 milion de dolari, ești nebun. Deci chiar e... ce trebuie, zic eu. Băi, fraților, deci uitați-vă și voi ce am făcut aici. Deci chiar cred că, bă, chiar cred că o să-ți placă, Ana, ce am făcut aici. Nu știu, eu, unul, sunt mândru de ce am făcut aici. Acum, nu știu, adică mi-a venit mie o idee așa și, sincer, chiar nu e atât de rea ideea asta. Surprinzător. Mă așteptam să dau puțin fail, poate, dar uite că... Uite că nu e atât de rău, sincer. Chiar nu e atât de rău și mai punem încă ceva aici. Ce să mai punem noi aici, oare? Da, ăsta e perfect, ești nebun. Ok, 3, 2, 1 și oficial s-a dus timpul, gata.
Ok, la fix, la fix, la fix, gata, s-a terminat șmecheria, Ana. Bă, sunt destul de mândru de locul ăsta, sincer. Chiar sunt destul de mândru. Acum nu știu dacă o să impresioneze pe cineva. N-am avut atât de mult timp cât să mai fac niște decorațiuni, pentru că mai mergeau niște decorațiuni pe aici. Dar eu zic că am făcut destule, ok? Gata, Ana? Bine, fii atentă, o să vin eu la tine, pentru că ai venit tu la mine ultima oară. Vin eu la tine și după aia o să vii și tu la mine. Haideți să vedem ce a făcut Ana de 1 milion. Să-mi dau TP, gata, TP Ana. De 1 milion de lei. Poți să mă uit, Ana? Gata, mă uit. Da, 3, 2, 1. Ia, hopa. Măi, ești nebun. Ok. Și vii aici frumos și... ok, ok. Deci aici sunt chestii scumpe și valoroase. Ok, ia uite, bă, ce ai aici. Ești nebun, telefoane. Ok, bă, tare, tare. Uite și calculator, laptop. Bă, prima oară m-am gândit și eu să fac de asta de electronice. Aici am mâncare. Ah, la rece, am înțeles. Da, da, da. Ok, și magazinul ăsta al tău gen... Ok. E de electronici și mâncare combinat și haine și de toate, cred că. Da, ok, ok. Bă, da, se vede că e un magazin scump și efectiv mi se pare, fraților, mi se pare amuzant că ați văzut că eu n-am avut nicio treabă să mă uit la Ana și nici Ana la mine, presupun. Dar am făcut niște chestii foarte asemănătoare, Ana, și o să vezi imediat. Dar, bă, tu te-ai uitat sau nu te-ai uitat? Nu te-ai uitat, nu? Deci chiar ai făcut niște chestii destul de asemănătoare, o să vezi după. Da, deci, bă, îmi place ce ai făcut. E un magazin scump, pare chestii scumpe aici. E ce trebuie. Eu zic că e un 8.50. Adică nu m-a dat pe spate. Gen, parcă mi-a plăcut mai mult ultimul, cum l-ai făcut. Adică a fost mai creativ și a avut niște idei mai așa, mai unice. De-aia am dat mai mult. Dar și asta a respectat tematica. Mi se pare că e ce trebuie. Un 8.50 și-și merită. Și acum, Ana, vreau să-ți arăt magazinul meu, să vezi de ce râdeam și de ce te-am întrebat că te uita la mine. Fii atentă, uite. E și pancardă. Ia că n-am văzut pancardă. Stai așa că pe asta n-am văzut-o. A, tot așa, gen cu cum ai făcut la ultimul. Șmecher, șmecher. Da, fii atent aici, Ana. Ia, hai că îți dau TP. 3. Bă, dar iar au venit lilieci, frate. Eu nu înțeleg ce e bă la mine aici. Ok, fraților, am scăpat de lilieci. A trebuit să-i omor. Am pus niște... Bă, încă e unul. Eu n-am văzut așa ceva. Ok, lasă acolo. Am pus câteva torțe în plus, Ana, atâta, ca să nu mai fi lilieci. Hai că îți dau TP. 3, 2, 1 și... Ia, fii atentă, Ana. Ăsta e magazinul meu și mi s-a părut amuzant că am făcut amândoi cu carpetă roșie așa. Deci am făcut aici frumos să fie chestie pe afară aici, să arate frumos. Și vin înăuntru și aici este un magazin cu chestii rare, cu diamante. Uite, diamant roz, $11.000. Aici diamant lotus, așa se numește. Diamantul ăsta este foarte rar. Și ai emerald fin aici, $4.550. Și aici ai niște armuri speciale care necesită mai multe chestii decât diamantele din Minecraft, gen, că de-aia costă mai mult. Costă mult mai mult astea, că gen așa. Și cam asta este ideea. Da, ușă. Nu ai ușă, că este atât de exclusivist încât vii direct pe carpeta roșie, vezi? Aici sunt niște bodyguards aici la ușă, dar sunt în pauză de masă acum. Dar în mod normal sunt niște bodyguards și nu te lasă aici, exact. Și-l avem pe Dorelul ăsta care aici ai și străduță. Am făcut repede și străduță. Vii aici frumos, ia uite, din stradă direct pe covorul roșu. N-ai ce spune. Și baltă, dai la pește aici, faci ce vrei tu. Ia zi, Ana, ce părere ai de magazinul meu de 1 milion de lei? Eu zic că, bă, chiar vinde chestii scumpe. Eu l-am făcut mai așa, gen, cu puține chestii, știi, că e din ăla super exclusivist. Sunt chestii rare aici. Eu tu, Ana, bă, prinde pește la mine la baltă aici. Doamne, ce face, bă, Ana? Ia. A prins pește, ești nebun? Nu mai... Ia, bă, prinde sau nu prinde, că nu-mi dau seama. Ia că vine, trage, dă-i. Bine, Doamne, îl mănânci pe ăla? Mai mănânci peștele ăla? Cred că nu o să-l mănânci, gen. Ok, da, deci zi-mă, Ana, o părere despre magazinul meu. Nu mai pescui în balta mea, lasă-mi balta în pace, că are balta pești. 12.22. Ok, asta e o notă destul de ciudată. Minus 2 plus 4 minus 6, am înțeles, ok. Deci, fraților, ne lăsați în comentarii cine a făcut cel mai mișto magazin. Eu v-am pupat împreună cu prietena mea, Ana Banana, și ne auzim și noi. Doamne, ce facem o matematică acolo pe chat? Ne auzim și noi pe data viitoare. Dați un like, verificați și canalul ei din descriere. V-am pupat, pa, pa!